Ministerul Muncii vrea să modifice legea privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. Printre noile măsuri propuse se numără eliminarea opțiunilor de concediu și al nivelurilor maxime ale indemnizației. În proiectul supus dezbaterii publice se află și modul de stabilire a celor 12 luni de eligibilitate din ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului, dar și modalitatea de stabilire a veniturilor care se iau în calcul în raport cu perioada de eligibilitate. Dacă proiectul va fi adoptat, la solicitarea indemnizației de creștere a copilului va fi suficientă depunerea în copie a documentelor justificative și confruntarea acestora cu originalul fără a mai fi nevoie de legalizarea lor. Mai mult, în cazul copiilor născuți în străinătate, certificatul de naștere va fi solicitat în traducere autorizată, nu și legalizat, ca până acum. Conform actualei legi, indemnizația minimă a fost majorată de la 600 lei la 1062 lei. De asemenea, s-a eliminat plafonul maxim al indemnizației, care era stabilit la 3400 de lei, indiferent de leafa mămicii.